Nebunie de meci la Galați, unde Oțelul s-a topit în fața lui Dinamo. Oamenii lui Țelner au câștigat cu 3-2 după o partidă de senzație transmisă în direct de Digisport. Dinamoviștii au deschis scorul în minutul 5 prin Moții, după lovitura liberă a lui Boștină. Marius Alex a recidivat după reușita cu Steaua și a înscris din nou pentru Dinamo un gol de senzație. Ibeh putea să reducă din diferență, dar s-a jucat în fața porții. Andrei Cristi a ratat și el 7 minute mai târziu. Gălățenii și-au revenit după pauză și au înscris prin Gabi Paraschiv pentru 1-2. În minutul 54, Torge a scos penaltiul care a dus la golul 3 pentru dinamoviști, înscris de Andrei Cristea. Cristi Balaj a fluierat penalti și pentru Oțelul, iar Antal a marcat de la 11 metri. Tot Antal a fost la un pas de egalare 5 minute mai târziu, când șutul său a lovit bara. Dinamo a avut emoții mari pe final după eliminarea lui Andrei Cristea pentru o lovitură cu cotul, dar oamenii lui Țelner au plecat cu toate punctele de la Galați.